Au mai rămas doar câteva zile până la Marea Sărbătoare a Învierii Domnului și cumpărăturile sunt la ordinea zilei. La fel ca în fiecare an, magazinele și centrele alimentare funcționează după un program special de Paște. Unele supermarketuri și-au anunțat deja orele de funcționare în perioada zilelor de sărbătoare. Spre exemplu, magazinul Kaufland din Pașcani, în săptămâna 18-22 aprilie, funcționează cu program prelungit între orele 6.30, 22.30, sâmbătă pe 23 va fi program scurt între orele 7-18, iar duminică, în prima zi de Paști, marketul este închis. Luni, în cea de-a doua zi de Paști, este program scurt de la 9 la 17, iar de marți se revine la program normal. Și lanțul de magazine Lidl a publicat orarul de funcționare al magazinelor din toată țara, care este valabil în perioada sărbătorilor pascale după cum urmează. De luni 18 aprilie până vineri, magazinul funcționează după program normal. Sâmbătă, 2. 23 aprilie este deschis între orele 7-18. În prima și a doua zi de Paști, magazinul este închis, iar marți se revine la programul normal de funcționare. Și marketul Carrefour din Pașcani va avea un orar special de sărbători în perioada 18-22 aprilie. Magazinul funcționează după program obișnuit. Sâmbătă 23 aprilie este deschis între 7-19, iar în prima zi de Paști este închis. Luni pe 25 aprilie de la ora 7 la 18 iar de pe 26 se revine la programul obișnuit. Magazinele Profi și Penny momentan nu au anunțat programul din perioada sărbătorilor Pascale.